Nae Caranfil, regizorul filmelor Filantropica, Restul e tăcere și Astfel Tango, revine pe marile ecrane cu producția 6,9 pe scala Richter, o comedie cu accente de musical. Este primul film la care Nae Caranfil semnează nu doar scenariul și regia, ci și muzica și versurile. Filmul îi are în rolurile principale pe Laurențiu Bănescu, Maria Obrețin, Teodor Corban și Simona Arsu. 6,9 pe scala Richter are două proiecții de gală astăzi, 26 ianuarie, la Ateneul din Iași de la ora 18, respectiv 21, în prezența regizorului Nae Caranfil și a actriței Maria Obretin. Filmul va putea fi vizionat la Ateneul din Iași și în zilele de 27, 28 și 29 ianuarie de la ora 20 în sala mică. Avem un alt invitat de marcă în persoana maestrului Nae Caranfil, care vine aici la Ateneul din Iași pentru premiera națională a filmului 6,9 pe scara Richter. Vor fi mai multe proiecții, dar primele două vor fi proiecții de gală în prezența regizorului. Așadar, dacă vreți să-l vedeți pe Nae Caranfil, dar și ultima sa producție, veniți aici la Ateneul din Iași.